Găinușa fermecată. Undeva, foarte departe, peste 9 mări și 9 țări, trăiau într-o mare sărăcie un moș și o babă. Aveau ei 2 băieți mici care nu puteau încă să-și câștige pâinea. S-a dus bătrânul prin străin să caute de lucru. A umblat peste tot, dar de câștigat a câștigat o singură monedă de doar 20 de copeici. Venind spre casă, bătrânul se întâlni cu un bețiv care ținea în mână o găină. Cumpără găinușa, moșule! Cât costă? Dă-mi 50 de copeici. Nu, frate, ține 20 de copeici. Pentru tine și atâta e destul. Bei una mică și poți să te culci. Bețivul a luat cele 20 de copeici și i-a dat moșului găina. S-a întors moșul acasă, dar ai lui sufereau de mult de foame. Nu se găsea în toată casa o singură fărâmă de pâine. Uite, babă, ți-am cumpărat o găină. Baba a sărit cu gura pe el. Diavol bătrân, ți-ai ieșit din minți. Copiii n-au o fărâmă de pâine, iar tu ai cumpărat o găină. Cu ce o să o hrănim? Dacă-s gura, babă proastă, cât poate mânca o găină? O să ne facă ouă și o să ne scoată pui. Noi o să-i vindem și o să cumpărăm pâine. A meșterit bătrânul un cuibar și a așezat găina lângă sobă. Dimineața, când s-a trezit, a văzut că găina o oase o pietricică prețioasă. Îi zise bătrânul soției sale: găinile altora fac ouă, a noastră face pietricele. Ce-i de făcut? Du-o la oraș, poate ți-o cumpără careva. Bătrânul s-a dus la oraș, umbla prin târg și arăta piatra prețioasă. L-au înconjurat negustorii din toate părțile și au început să-i prețuiască piatra. Până la urmă au cumpărat-o cu 500 de ruble. Din acea zi, bătrânul a început să facă negoț cu pietrele scumpe pe care îi le făcea găinușa. S-a îmbogățit repede, a intrat în rândul negustorimii, a angajat argați și a început să plece cu corăbiile pe mări ca să facă negoț și pe pământurile străine. Într-o zi, plecând către alte țări, i-a spus babei: nevastă, să ai grijă de găinușă ca de ochii din cap. Dacă se pierde, hai să-ți pierzi și tu capul. Numai ce a plecat bătrânul, că nevastă sa s-a și înhăitat cu unul din vătafii lui. De unde luați voi aceste pietre prețioase? O întrebă vătaful. Le face găinușa noastră, i-a răspuns femeia. Vătaful a luat găina și a văzut că sub aripa ei dreaptă era scris cu aur că cine va fi în stare să-i mănânce capul va deveni rege, iar cine-i va mânca măruntaiele va scuipa aur. Taie găina asta și gătește-o pentru astăzi la prânz, zise vătaful. Nu se poate, prietene drag, mă omoară bărbatul când s-o întoarce și-o vedea că nu-i găinușa. Vătaful nici n-a vrut să audă, o ținea una și bună: frigem găina și mai multe nu. A doua zi l-a chemat baba pe bucătar și i-a poruncit să taie găina fermecată și să o frigă pentru prânz, cu cap și măruntaie cu tot. Bucătarul a tăiat găinușa, a pus-o la cuptor și a ieșit din bucătărie.
Tocmai atunci se întoarseră de la școală copiii babei. S-au uitat în cuptor și le-a venit poftă de friptură. Fratele cel mare a mâncat capul găinii, iar cel mic măruntaiele. A venit vremea prânzului. A fost adusă la masă găina friptă. Când a văzut vătaful că lipsesc capul și măruntaiele, s-a făcut foc, s-a certat cu baba și a plecat acasă. Bătrâna s-a luat după el. A încercat în toate chipurile să-l îmbuneze și să-l facă să se întoarcă. El însă o ținea pe-a lui. Omoară-ți copiii, scoate din ei capul și măruntaiele găinii și pregătește-mi-le pentru cină. De nu, n-am să mai vreau să aud de tine. Bătrâna și-a trimis copiii la culcare, a chemat bucătarul și a poruncit să-i ducă pe copiii somnoroși în pădure, să-i despice, iar creierii și măruntaiele lor să le gătească pentru cină. Bucătarul i-a dus pe copii în pădurea deasă și a început să-și ascută cuțitul. De ce a ascuns cuțitul? Întrebară copiii. Pentru că mama voastră a poruncit să pregătești cina din creierii voștri și din măruntaiele voastre. Bunicuțule drag, nu ne ucide, îți dăm cât aur vrei, numai îndură-te și lasă-ne să plecăm. Fratele cel mic a scuipat o grămadă de bani și bucătarul s-a învoit să-i lase să plece în lumea largă. După ce a părăsit pe copii în pădure, bucătarul s-a întors acasă și, spre norocul lui, cățeaua babei tocmai fătase. A tăiat doi căței, a scos din ei creierii și măruntaiele, le-a prăjit și le-a servit la masă. Vătaful s-a repezit la mâncare, a înghițit-o cât ai clipi, dar nu a început să scuipe aur și nici rege nu a devenit. A rămas același mitocan din totdeauna. Cei doi frați au ieșit din pădure la drumul mare și au pornit-o încotro au văzut cu ochii. Au mers ei cât au mers până au ajuns la o răspântie. Acolo, pe un stâlp, era scris: cine o va apuca spre dreapta, va căpăta un regat, iar cine o va lua la stânga, va cunoaște mult rău și multe necazuri, în schimb se va însura cu o prea frumoasă țarevnă. După ce au citit ce era scris pe stâlp, frații au hotărât să meargă fiecare pe alt drum. Cel mare a pornit spre dreapta, iar cel mic spre stânga. Cel mare a mers, până când a ajuns într-un oraș. Acolo se adunase lumea de pe lume. Toți erau în doliu, iar pe chip li se citea tristețea. A bătut el la poarta unei bătrâne și a cerut găzduire. Primește, mătușă, un drumeț străin să se adăpostească de noaptea cea întunecoasă. Te-aș primi cu bucurie, dar n-am unde, e prea strânt la mine. Primește-mă, mătușă, sunt un om obișnuit ca și dumneata. Nu îmi trebuie mult loc. Lasă-mă să dorm undeva într-un colțișor. Bătrâna l-a lăsat să intre. S-au pus la vorbă. Dar ce atâta înghesuială la voi în oraș, mătușă? Camerele sunt scumpe, iar toți oamenii umblă cerniți. A murit regele nostru și boierii au chemat toți oamenii cu mic, cu mare, le-au dat câte o lumânare și au hotărât că aceluia căruia îi se va aprinde lumânarea de la sine când va intra în biserică, îi vor da coroana ca să ne fie rege. A doua zi de dimineață, băiatul s-a trezit, s-a spălat, s-a închinat, i-a mulțumit gazdei sale pentru pâine și sare
și pentru culcușul moale și-a plecat la biserică. Acolo erau atâția oameni că nici în 3 ani nu pridideai să-i numeri. Cum a luat băiatul lumânarea, aceasta s-a aprins singură. Toți s-au repezit la el. Au început să-i sufle în lumânare s-o stingă, dar flacăra ardea și mai tare. Nu mai era nimic de făcut. Toți l-au recunoscut drept regele lor. L-au îmbrăcat în aur și purpură și l-au dus la palat. Fratele mai mic, cel care o apucase pe drumul din stânga, a auzit că undeva, într-o împărăție, este o țarevnă prea frumoasă, dar cu un plin de cheltuitoare. Ea răspândise vestea în toată împărăția că se va mărita cu acela care va fi în stare să-i hrănească întreaga armată 3 ani încheiați. De ce să nu-și încerce și el norocul? A plecat într-acolo. Mergea pe drum și tot scuipa aur curat într-un săculeț. A mers mult și bine, până când, în cele din urmă, a ajuns la frumoasa țarevnă și s-a prins să îndeplinească dorința. N-avea nevoie să împrumute aur. Ajungea să scuipe și treaba era făcută. 3 ani de zile a plătit armata prințesei. A hrănit-o, a îmbrăcat-o. Ar fi fost timpul să facă nunta, dar țarevna și reată s-a interesat de unde are el atâta bogăție. L-a chemat la ospăț, l-a îmbătat și i-a pus în mâncare un praf din cauza căruia i s-a făcut feciorului greață. Îi era atât de rău încât a vărsat tot ce mâncase și, odată cu mâncarea, a dat afară și măruntaiele găinușei fermecate. Țarevna a pus mâna pe ele și le-a înghițit. Din acea zi a început ea să scuipe aur, iar logodnicul ei a rămas fără nimic. Ce să mă fac cu prostănacul ăsta? Își întrebă țarevna boierii și sfetnicii. Auzi ce prostie i-a intrat în cap, să se însoare cu mine. Boierii și-au dat cu părerea că ar trebui spânzurat. Generalii au sfătuit-o să-l împuște. Prințesei însă i-a trecut prin minte altă năstrușnicie. A poruncit să fie aruncat în latrină. Flăcăul a ieșit cu greu de acolo și a pornit-o din nou la drum. Îl chinuia un singur gând. Cum ar putea să o facă de râs pe țarevnă pentru gluma proastă pe care i-o făcuse? După un timp, a intrat într-o pădure întunecoasă. A văzut 3 oameni care se băteau, împărțindu-și pumni cu nemiluita. De ce vă bateți? Am găsit în pădure 3 lucruri și ne căznim să le împărțim după dreptate, dar nu putem. Ce ați găsit? Măcar merită să vă bateți pentru ele? Și încă cum? Uite, butoiașul ăsta ajunge doar să-l lovești și din el iese un soldat. Aici e covorul zburător. Numai cu gândul să gândești și te duce pe dată în ce loc poftești. Iar ăsta-i biciul fermecat. Dacă lovești cu el o fată și spui: ai fost fată, vii acum iapă, ea se transformă în aceeași clipă în iapă. Lucrurile găsite sunt de seamă și e greu să le împarți. Eu gândesc așa: să trag o săgeată în partea asta, iar voi să o găsiți și să mi-o aduceți. Cine vine primul, ala celuia va fi butoiașul. Cel de-al doilea va primi covorul zburător, iar ultimul rămâne cu biciul. Prea bine, slobozește săgeata. Flăcăul și-a încordat arcul
și a trimis săgeata departe, departe. Cei trei au rupt-o la fugă, iar tânărul a luat butoiașul și biciul, s-a așezat pe covorașul zburător, a tras de un colț și s-a ridicat deasupra pădurii cu flori, până aproape de norii cei călători, și a zburat încotro a dorit. A coborât pe unul din iazurile prea frumoasei prințese și a început să lovească butoiul. Au ieșit din el soldați fără număr și pedestrași și cavaleriști și artileriști cu tunuri și cu lăs de praf de pușcă. Tânărul viteaz a cerut un cal, a încălecat și a înconjurat întreaga armată, i-a salutat pe ostași și a comandat plecarea în pas de marș. Tobele au răpăit, trompetele au răsunat, armata s-a pus în mișcare. Țarevna a văzut toate acestea în atacurile sale și a apucat-o groaza și a trimis boierii și generalii să ceară pace. Viteazul a poruncit ca a trimișii să fie legați și bătuți. Apoi le-a dat drumul și le-a spus să vină țarevna însăși să ceară pace. N-a avut încotro țarevna și a venit la el. A coborât din trăsură, s-a apropiat de bunul viteaz, l-a recunoscut și s-a albit. El a luat biciul fermecat și a lovit-o în spate, zicând: ai fost fată, fii acum iapă. În aceeași clipă, țarevna s-a prefăcut în iapă. El a pus hamul pe ea, a înșeuat-o, s-a urcat în șa și a plecat în regatul fratelui său mai mare. Tânărul gonea din toate puterile, proptindu-și pintenii în coastele iepei și îndemnând-o cu trei vergele de fier, iar în urma lui venea armată câtă frunză și iarbă. După un timp, au ajuns la hotar. Și-a adunat tânărul toată armata în butoiaș și-a intrat în capitală. Când trecea prin dreptul palatului regal, l-a văzut chiar regele. Uitați-vă ce voinic vine și ce iapă are! Așa o iapă frumoasă n-am văzut în viața mea! Și-a trimis el generalii să cumpere iapa. Iete-te, făcu viteazul, ce ochi bune are regele vostru! Nu poate omul să treacă prin oraș cu tânăra lui nevastă. Dacă iapa mea i-a sărit în ochi, atunci nevasta mi-o va jindui și mai abitir. A intrat în curtea palatului. Bună vreme, frățioare! Uite, eu nu te-am recunoscut. S-au îmbrățișat și s-au sărutat. Ce-i cu butoiașul ăsta? Pentru apă îl țin. Nu poți pleca la drum fără apă. Și covorul? Așează-te și ai să vezi. S-au așezat amândoi pe covorul zburător, fratele cel mic a tras de un colț și s-au înălțat mai sus de pădurea cu flori, mai jos de norii cei călători, drept spre locurile lor de baștină. Au ajuns și au închiriat o cameră chiar de la tatăl lor, fără să-i spună nici lui, nici mamei cine erau. S-au gândit ei să dea un ospăț pentru toată suflarea. S-a adunat lumea de pe lume. Trei zile și trei nopți a ținut cheful și apoi au început feciorii să întrebe dacă nu știe cineva o poveste uimitoare. Cine știe să o spună? Nu s-a găsit niciunul. Noi nu suntem oameni umblați. Atunci am să vă povestesc eu una, zise fratele cel mic. Numai să nu mă întrerupeți. Cine mă va întrerupe de trei ori, pe acela îl voi ucide. S-au învoit cu toții. Tânărul viteaz
a început să povestească despre un moș și o babă care aveau o găină fermecată ce le făcea ouă din pietre scumpe. Baba s-a înhăitat cu vătaful bărbatului ei. "Ce tot minți acolo?" l-a întrerupt gazda. Iar fiul continuă să povestească despre friptura de găină fermecată. Mama l-a întrerupt din nou. A ajuns povestea acolo unde bătrâna a vrut să-și omoare copiii. Atunci bătrâna din nou n-a mai răbdat. "Nu e adevărat," zise ea. "Cum se poate să vrea să-și omoare proprii copii?" "Se pare că se poate. Nu ne recunoști, mamă? Noi suntem copiii tăi." Cu acestea, lucrurile s-au limpezit. Tatăl a poruncit să fie tăiată bătrâna în bucăți. Pe vătaf a poruncit să lege de cozile a doi cai, iar caii să fie mânați fiecare în altă parte, să-i se împrăștie oasele pe câmp. Ca un câine a trăit, ca un câine să moară. Bătrânul și-a împărțit toată avuția săracilor și a plecat să stea la fiul cel mare în regatul acestuia. Fiul cel mic și-a lovit iapa cu biciul fermecat, zicând: "Ai fost iapă, fii acum fecioară." Iapa a devenit prea frumoasa țarevnă de dinainte. Cei doi s-au împăcat, s-au îndrăgit și au făcut nuntă mare. Și eu pe acolo am trecut, mied am băut, pe mustăți se prelingea, dar în gură nu ajungea.